v-ați gândit că ați putea obține bani frumoși din obiecte decorative făcute din lavandă? Cu puțină imaginație puteți crea chiar singuri aranjamente florale, mărțișoare, tablouri sau obiecte pentru decor. Aveți nevoie de flori uscate de lavandă, un pistol de lipit, bucăți de lemn, folie și orice alte obiecte sau materiale pe care ochii dumneavoastră le percep potrivite pentru un astfel de lucru manual. Puțin timp liber și multă pasiune, aceasta este rețeta pentru o mică afacere cu profit aproape imediat, spun cei care deja se ocupă cu așa ceva. De exemplu, acești cultivatori au o suprafață mică de lavandă și sunt la început de drum. Nu au stat însă pe gânduri mult și deja au ieșit din mâinile lor primele obiecte decorative, care au în centrul atenției lavanda. Aici avem inimioare umplute cu lavandă pentru mașină, pentru casă, care miros foarte frumos și sau pentru dulapuri, la fel și săculeții cu lavandă. Știm că este împotriva molilor punerea lor în dulap, că mirosul nu-l suportă molile și în același timp hainele miros foarte frumos. Aici este ideea sorei mele pentru gospodinele din bucătărie, a zis că să aibă și lavandă și atunci pe o lingură a încropit acest aranjament care poate fi atârnat undeva. Care poate fi un mini tablou de-a dreptul. Da, fiecare, vedeți că privim un lucru și vedem toți diferit, nu avem alte idei. Aici este tot pentru casă, o bicicletă cu ceas, să nu uităm că timpul zboară și așa, și în coșul bicicletei plin cu lavandă. Obiectele gata create pot fi apoi ușor valorificate la târguri de profil, la cunoștințe sau prin intermediul unei pagini de Facebook ori a unui blog personal. Prețurile diferă în funcție de dimensiunea obiectelor, de timpul alocat confecționării sau de cantitatea de lavandă folosită. Săculețul de lavandă 5 lei, o inimioară 10 lei, lingura pentru gospodine sau nu numai pentru cine o dorește 20. Bicicleta cu ceas decorativă? Da, 60. Banii se mai pot obține și din vânzarea buchetelor de lavandă uscată. Un buchet costă între 5 și 50 de lei, în funcție de cât e de mare. De asemenea, butașii de lavandă pot fi valorificați chiar din primul an de cultură. Sunt și cultivatori care își închiriază lanurile de lavandă pentru diferite ședințe foto sau video. Așa că profitul unei culturi de lavandă depinde și de inventivitatea și imaginația cultivatorilor.